Bună seara și bine v-am găsit la buletinul complet de știri. Pentru început urmărim principalele evenimente ale zilei. Accidente rutiere în lanț pe drumul național 66. Trei tineri și-au pierdut viața pe șoselele din județul Hunedoara. De la 1 ianuarie 2016, cuantumul pensiilor vor crește cu 5%. Noul ministru al energiei, Victor Grigorescu, caută soluții pentru mineritul din Valea Jiului. DN66 a fost drumul morții. În acest weekend, trei tineri și-au pierdut viața, iar alte patru persoane au fost rănite în accidente rutiere. În acest sfârșit de săptămână, pe drumul național 66 au avut loc 4 accidente de circulație, soldate cu 7 victime. Cel mai grav accident s-a produs în dreptul localității Bănița, unde și-au pierdut viața 2 tineri din Petroșani. Cel mai grav eveniment rutier a avut loc sâmbătă, în jurul orei 16, autor fiind un tânăr de 21 de ani din Petroșani. Acesta conducea un autoturism pe drumul național 66 dinspre Hațeg spre Petroșani, pe raza localității Bănița. Nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a derapat, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un alt autoturism, după care a fost proiectat într-o autoutilitară care era condusă din sensul opus. În urma evenimentului rutier, conducătorul autoturismului care a produs acest eveniment rutier, așadar tânăr în vârstă de 21 de ani din municipiul Petroșani, a decedat. Pasagerul aflat în autoturism, un alt tânăr în vârstă de 17 ani, de asemenea și-a pierdut viața. Așadar, vorbim despre un eveniment rutier grav, soldat cu 2 victime, în cauza întocmindu-se un dosar de cercetare penală pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă. Un alt accident mortal s-a produs duminică noaptea, în care un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața. Evenimentul rutier ce a avut loc în data de 13, așadar duminică, în jurul orei 3:50, a fost provocat de un tânăr de 20 de ani din comuna Sălașul de Sus. Acesta conducea un autoturism pe drumul național 66 între localitățile Sfântă Maria Orlea și Ciopeia, într-o curbă la stânga. Acesta a pierdut controlul autoturismului și a lovit balustrada din metal a unui pod. Din păcate, și în acest caz vorbim despre decesul conducătorului auto, așadar un eveniment rutier grav, soldat cu decesul unei persoane. Polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă. Tot în acest weekend au avut loc alte două evenimente rutiere, de asemenea soldate cu victime. În cazul evenimentului rutier produs vineri, vorbim despre un conducător auto în vârstă de 33 de ani din Bistrița Năsăud, care conducea un autoturism pe drumul național 66 în zona localității Ponor. Din cauza nepătrunirii unei distanțe corespunzătoare în mers, a intrat în coliziune cu o autoutilitară încărcată cu material lemnos. În urma impactului, conducătorul auto în urma evenimentului rutier a rezultat rănirea ușoară a unei femei în vârstă de 36 de ani. De asemenea, în urma impactului, autoturismul a fost proiectat în afara părții carosabile, iar un alt autoturism condus de acea femeie în vârstă de 36 de ani din orașul Hațeg a intrat în coliziune cu autoutilitara care a rămas pe partea carosabilă. Evenimentul rutier produs pe raza localității Ponor a avut loc în data de 11 decembrie, așadar vineri, în jurul orei 19:20. Un bărbat în vârstă de 33 de ani din Bistrița Năsăud, care conducea un autoturism pe drumul național 66 din direcția Petroșani spre Hațeg, din cauza faptului că nu a păstrat o distanță corespunzătoare în mers, a intrat în coliziune cu o autoutilitară încărcată cu material lemnos care circula în fața sa. În urma impactului, autoturismul a fost proiectat în afara părții carosabile, pe partea stângă a sensului de mers, iar un alt autoturism, condus de o femeie în vârstă de 36 de ani din orașul Hațeg, care circula din aceeași direcție de deplasare, a intrat în coliziune cu autoutilitarea ce a rămas pe partea carosabilă. Din păcate, de această dată vorbim despre victime, un eveniment rutier așadar soldat cu rănirea ușoară a conducătoarei auto de 36 de ani. Aceasta a fost transportată la spitalul din Hațeg pentru acordarea îngrijirilor medicale, iar polițiștii au întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Polițiștii îndeamnă pe conducătorii auto să fie prudenți în această perioadă în trafic, să evite viteza excesivă și să respecte cu strictețe regulile de circulație pentru a evita asemenea incidente rutiere nedorite. Vești bune pentru pensionari! Anul 2016 aduce câteva majorări ale veniturilor pentru pensionarii care au lucrat în grupele 1 și 2 de muncă, dar și pentru toate celelalte categorii.
Legea bugetului va fi aprobată în varianta în care a ajuns în Parlament și începând cu 1 ianuarie 2016 va intra în vigoare. Astfel, de la începutul anului, odată cu intrarea în noul exercițiu bugetar, vor crește toate pensiile cu 5%, iar pentru categoria de pensionari minieri sau siderurgiști, procentul va fi mai ridicat. Deci, începând cu 1 ianuarie 2016, pe noul exercițiu bugetar care va fi votat în Parlamentul României, toate pensiile, toate tipurile de pensii se vor mări cu 5%. Începând cu 1 ianuarie 2016. Și când spun toate tipurile de pensii, fac referire directe la pensie limită de vârstă, pensie anticipată, pensie anticipată parțial, pensii de invaliditate și pensii de urmași. Directe la legea 192, care a fost votată în iulie 2014 și promulgată de președinte. Da, este adevărat, tot începând cu 1 ianuarie 2016, pe legea 192 se vor aplica efectele ei și anume toți beneficiarii care au intrat în sistemul de pensii până la 1 ianuarie 2011 și au lucrat în grupe de muncă anterior date de 1-4-2001, fac referire directe la grupa 1 de muncă, respectiv grupă specială și grupa 2, grupă deosebită, și nu le-a fost recunoscută la acea vreme, vor primi o majorare a punctajului pentru cei care au lucrat în grupurile respective de muncă anterior date de 1-4-2001, cu 50% pentru grupa 1 de muncă și cu 25% pentru grupa 2 de muncă. Prevederile legii se vor aplica, cum v-am spus, de la 1 ianuarie 2016. Pensiile se vor recalcula pe o perioadă de 24 de luni, iar drepturile bănezii se vor cuveni începând cu 1 ianuarie 2016. Aici vreau să vă mai fac o precizare. Este vorba despre, în principal despre pensionarii mineri și despre pensionarii siderurgici, dar și despre cei pensionari care au lucrat în șantierele de la Hidroconstrucția și Râul Marele Tezat și nu au beneficiat de Ordonanța 100 din 2008 sau de Legea 218 din 2008, care li se recunoștea o parte din punctajul neacordat pentru aceste grupe. Drepturile de pensie în urma recalculării vor fi plătite tot din prima lună anului viitor, chiar dacă acestea vor fi stabilite câteva luni mai târziu. Noul ministru al energiei, Victor Grigorescu, cunoaște foarte bine problemele din Vale, ba chiar caută soluții de rezolvare. Aceasta este concluzia primei vizite oficiale făcute de sindicaliștii de la Muntele la noul ministru. Vineri, conducerea sindicatului Muntele, reprezentată de președintele Petre Nica, dar și de colegii lor de la Federația Cartel Alfa, au avut la București prima întâlnire față în față cu noul ministru al energiei, Victor Grigorescu. Cu agenda plină de probleme, sindicaliștii au adus la cunoștința noului ministru situația critică în care se află complexul energetic Hunedoara, aflat la un pas de lichidare. Suntem prima organizație sindicală care a ajuns să expună domnului ministru problemele cu care se confruntă complexul energetic Hunedoara. Vreau să vă spun că am fost extrem, extrem de plăcut surprins să observ că domnul ministru cunoștea toate problemele pe care le-am prezentat noi, colegii de la Oraniu, colegii din Oltenia, ceea ce înseamnă că echipa de la nivelul ministerului este extrem de aplicată spre a rezolva problemele cu care ne confruntăm. Este foarte adevărat că acestea nu au soluții rapide și nici nu cred că există în momentul de față, dar se lucrează la găsirea acestora. Un lucru foarte important pe care l-am auzit din gura ministrului a fost acela că atâta timp cât dumnealui rămâne să conducă acest minister, energia electrică produsă pe cărbune din Valea Jiului nu va dispărea din sistemul energetic național. Ca și concluzie, sindicaliștii apreciază că discuția a fost una constructivă, ministrul arătându-se receptiv la problemele ridicate privind situația economică a complexului energetic Hunedoara. Însă este greu de crezut că noul ministru Grigorescu va reuși în timp util să găsească soluții pentru salvarea acestuia. Renunță la reprezentativitate din cauza implicațiilor politice și a lipsei de dialog social. Vorbim despre liderii sindicatului Muntele, care de astăzi au anunțat că își retrag reprezentativitatea pe care o au avut-o până acum la nivelul complexului energetic Hunedoara. De ce? Aflați în materialul următor. Administrația s-a implicat în partea sindicală. Nu există o evidență clară a membrilor de sindicat și dialogul social între părți nu este respectat. Acestea sunt doar trei cauze pentru care astăzi Sindicatul Muntele, partener reprezentativ de dialog la nivelul complexului energetic Hunedoara, a decis să își retragă reprezentativitatea. Situația numărului membrilor de sindicat este incertă.
Motiv pentru care, începând cu data de astăzi, Sindicatul Muntele nu-și mai asumă reprezentativitatea în baza articolului din Legea Dialogului Social 51C+C, care spune că numărul membrilor de sindicat, pentru ca sindicatul să fie reprezentativ, trebuie să fie jumătate plus 1. Până când Sindicatul Muntele nu va intra într-o evidență exactă, evidență care este denaturată de către implicația administrativă în activitatea sindicală, Sindicatul Muntele, repet, nu își mai asumă îndeplinirea acestei condiții de reprezentativitate, drept pentru care administrația va trebui să decidă conform legii și să facă în așa fel încât să respecte în aceste condiții Legea Dialogului Social. Membrii noștri de sindicat nu au nicio problemă în acest sens. Nica acuză celelalte sindicate, dar și administrația, că au manipulat membrii de sindicat. Membrii de sindicat Jurca, de la vremea respectivă, care făceau parte din Sindicatul Muntele, și Silveșan Ilie de la Lupeni, au părăsit Sindicatul Muntele. Primul, pe tabelul de bere din anul 2013, a transferat cu curdășia sau în cârdășia lui Drăgoi și a directorului Bârchi de la Mina Livezeni, toți cei 320 de membri ai Sindicatului Muntele i-au transferat în Sindicatul Noroc Bun. Pentru acest lucru există o acțiune în instanță pe care de data aceasta am făcut-o noi și care se cercetează, dar iată că după un an și jumătate încă nu știm nimic despre stadiul acesteia. Iar Silveșan Ilie, un fost lider șters de sindicat de altfel, a găsit un motiv prin care a acordat 10 beri membrilor săi de sindicat, un motiv legat de aniversarea nu știu câți ani de la înființarea unui sindicat Noroc Bun, iar în momentul în care salariații, membrii de sindicat ai Muntele, au ridicat berea, aceștia au semnat și pentru plecarea lor în sindicatul Noroc Bun. Acest lucru este solicitat atât celorlalte conduceri sindicale, cât și administrației Complexului Energetic Hunedoara, pe care, așa cum am menționat, liderii de la Muntele o acuză de manipulare și mixtiune în treburile sindicatelor. Până la soluționarea acestor cerințe, conducerea Sindicatului Muntele își va menține retragerea reprezentativității. Iar în aceste condiții, orice dialog social nu mai poate avea loc, pentru că administrația Complexului nu va mai avea parteneri de discuții. O ambulanță a fost implicată în municipiul Timișoara într-un accident rutier. Mașina s-a răsturnat după ce a intrat în coleziune cu un alt autoturism, deoarece șoferul celei din urmă nu i-a acordat prioritate. În urma impactului, două persoane au fost rănite. Salvarea în care se aflau șoferul și asistenta venea de pe calea Martirilor și a intrat în intersecție cu semnalele acustice pornite. Acesta se îndrepta spre un caz medical. Dinspre calea Șagului pe bulevardul Liviu Rebreanu, la semafor, un autoturism a trecut pe culoarea verde, doar că nu a apucat să observe ambulanța. Șoferul a susținut că vizibilitatea a fost redusă din cauza unui camion aflat în partea stângă. În urma impactului celor două autovehicule, ambulanța s-a răsturnat, iar în cădere au acrușat și un biciclist. Asistenta din ambulanță și biciclistul au fost răniți ușor și transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Oamenii legii refac firul evenimentului pentru a afla cum s-a produs accidentul. Ei au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească exact cine este vinovatul. Iubitorii sporturilor de iarnă se pot bucura de o nouă părtie în stațiunea montană Straja. Părtia a fost deschisă duminică și este destinată celor care vor să învețe să schieze. Stațiunea montană Straja din Valea Jiului se extinde. O nouă pârtie a fost construită pentru cei care vor veni în stațiune în acest sezon. Pârtia Balu, așa cum a fost denumită de administratorii stațiunii, este utilă pentru cei care vor să învețe să schieze sau să se dea cu placa. La dispoziția celor interesați există și o școală de schi cu 25 de mentori autorizați. Da, este o pârtie pentru începători, pentru cei care n-au mai pus niciodată schiurile în picioare sau plăcile. Și e o pârtie de inițiere de 100 de metri și care e servită de un baby schiu. Această pârtie, putem spune că transportul pe cablu îl considerăm gratuit, să zicem așa, acolo să vă face primele lecții de schi. Da, sunt și monitor de schi, deci atât pentru schi cât și pentru snow. Ținând cont că în Straja vin tot mai mulți începători, am zis, și era o singură pârtie de la platoul Soarelui,
Am zis că e necesară pentru ei să mai fie încă o pârtie de inițiere și bineînțeles că pentru noi și un atu, că după ce vor învăța să schieze, vor avea acces pe celelalte teleschiuri. Și în așa fel, înainte mai urcau și acei începători care aveau o oră sau două de schi și nu știau să schieze pe pârtile mai de avansat, așa că vor face prima dată inițiere, după care se vor duce pe celelalte pârtii pe care le avem în stare. Dar prima lecție este gratuită. Balu este o pârtie de dificultate minimă și se întinde pe 100 de metri. Ea are două porțiuni plane și o pantă ușoară. Pârtia va fi locul ideal pentru cei care vor să se inițieze în tainele sporturilor de iarnă. Pârtia, denumită după celebrul urs Balu, are și un baby ski care a fost inaugurat tot în cursul zilei de ieri. În sfârșitul de săptămână care tocmai a trecut în stațiunea Straja, zăpada măsura 25 de centimetri, toate pârtile fiind bătute cu ratracul și numai bune pentru ski. În scurt timp se va putea circula pe lotul 2 al autostrăzii Timișoara-Lugoș. Asta înseamnă că la sfârșitul acestui an șoferii vor putea ajunge în Ungaria într-un timp mai scurt. Finalizarea lucrărilor este preconizată a fi în anul 2016. Termenul de finalizare a lotului 2 al autostrăzii Timișoara-Lugoș era preconizat pentru luna iulie a anului 2016, însă lucrurile s-au mișcat ceva mai rapid. Firma care a câștigat licitația pentru realizarea autostrăzii este din Italia. Lucrările au început în martie 2014, iar acum sunt pe ultima sută de metri. Așa se face că tronsonul de 25,6 km va fi inaugurat chiar înainte de Crăciun. Și cum italienii vor finaliza lucrările cu mai bine de jumătate de an în avans, să nu credeți că sunt de mântuială. De ce? Pentru că tot i-au realizat și lotul 1 al acestei autostrăzi. Au finalizat cei 10 km cu 6 luni înainte de termen. Valoarea contractului pentru acest tronson este de 94,7 milioane de euro. 85% din sumă provine din fonduri europene și doar 15% provin de la bugetul de stat. Lotul 2 al autostrăzii Timișoara-Lugoș va fi legat de lotul 1 al aceleiași autostrăzi, dar și al autostrăzii Lugoș-Deva. Totodată va face parte și din culoarul 4 pan-european de transport care face legătura cu țările Uniunii Europene. Începând de anul viitor, conducerea Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest dorește ca birocrația să fie eliminată. Astfel, în noul exercițiu bugetar nu vor mai fi întocmite tone de hârtii, ci se va folosi o aplicație. Potrivit conducerii ADR Vest, în noul exercițiu bugetar, beneficiarii proiectelor vor avea o misiune mult mai simplă în ceea ce privește depunerea documentațiilor pentru obținerea finanțărilor prin agenție. Ei își vor putea încărca singuri în format electronic marea majoritate a documentelor necesare pentru depunerea proiectelor. În acest mod, titularii proiectelor vor economisi timp și bani pentru că nu vor mai fi nevoiți să meargă la Timișoara pentru orice hârtie lipsă la dosar. Dincolo de confortul pe care îl presupune noul sistem electronic, autorii implementării lui sunt convinși că acesta va contribui în mod evident la eliminarea birocrației. Se dorește și asta este chiar o condiționalitate a României ca și țară și ca și program, evident programul nostru, ca pe următorul ciclu de finanțare când vom lansa, să lansăm direct pe sistemul electronic, se numește un sistem MySMIS, pe lângă acest MIS care îl folosim, în care beneficiarul va încărca el singur documentele, deci va scana ce nu este generat electronic și va încărca în sistem, urmând ca validarea să o facem noi și toată comunicarea între noi și beneficiar și în interiorul sistemului se facă prin acest sistem electronic, fără a mai circula foarte multe documente. Desigur că există și documente care nu pot fi depuse electronic, însă tot ceea ce ține de documentație va fi încărcat în aplicație. În continuare aflăm evoluția cursului valutar la principalele case de schimb din zonă. Banca Națională a României a anunțat pentru marți 15 decembrie un curs al euro de 4 lei și 50 de bani, al dolarului american de 4 lei și 11 bani, iar lira sterlină a fost cotată la 6 lei și 23 de bani. La Casa de Schimb Valutar Giuli Exchange SRL, cursul euro este la cumpărare de 4 lei și 39 de bani, iar la vânzare de 4 lei și 43 de bani. Dolarul american se cumpără cu 4 lei și 8 bani și se vinde cu 4 lei și 16 bani. În ceea ce privește lira sterlină, aceasta la cumpărare este de 6 lei și 20 de bani, iar la vânzare de 6 lei și 27 de bani. Urmează informațiile despre vreme. Mâine valorile termice vor deveni apropiate de cele normale pentru această perioadă. Ziua cerul va prezenta norări și ceață în zonele joase, local persistent în vest, sud-vest și centru. Noaptea norările vor cuprinde cea mai mare parte a teritoriului. Vor fi precipitații slabe în Moldova și Carpații Orientali, unde vor predomina ninsorile, și izolat în Maramureș și Transilvania, unde vor fi lapovițe și ploi.
Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 și 7 grade, iar cele minime între minus 6 și 3 grade Celsius. Astfel, mâine vor fi 3 grade în Alba Iulia, 4 în Deva și Târgu Jiu, 5 în Caran Sebeș, iar în Timișoara și Arad maxima va fi de 6 grade Celsius. Atât pentru astăzi, o seară frumoasă! Acestea au fost știrile, eu vă dau întâlnire mâine la o nouă ediție a Buletinului de Știri Info Capital. Până atunci, aveți parte de o seară bună!